Leuda să fie Iisus, dragi prieteni, bine ne reîntâlnim de la Ercis Media, de la Sanctuarul Marian, de la Cacica. Vă salutăm cu multă, multă bucurie, Alexandra Cojan, împreună cu părintele Adrian Blăjuță și, bineînțeles, echipa de la Regia Tehnică, pentru o priveghere mariană de această dată. Iată, am fost împreună cu cei de acasă pe durata acestei zile și acum, seara, nu ne ducem la culcare, avem un moment important. De ce e atât de important, Părinte Adrian? Cu făcliile aprinse, cu lumânările aprinse în mâini, vom trăi această priveghere mariană. E un moment important, așteptat de mulți credincioși. Chiar unii m-au și întrebat: Părinte, se mai face anul acesta această priveghere, cea procesiune frumoasă cu lumânări, cu statuia Sfintei Fecioare Maria, care era purtată în procesiune cu episcopii, cu preoții și toți credincioșii? Anul acesta nu va fi ca în anii trecuți. Credincioșii vor fi de o parte și de alta drumului, acelei cărări, acelei căi pe care va merge icoana, statuia Sfintei Fecioare Maria. Vor fi episcopii, preasfințitul Iosif Păuleț, episcopul diecezei romano-catolice de Iași, va fi și preasfințitul Petru Gherghel, episcop emerit, va fi părintele provincial Damian Pătrașcu, al fraților minori conventuali. Vor fi acești preoți care vor merge în procesiune și ne vom ruga Sfântul Rozariu. Acest rozariu, această rugăciune, care e așa de plăcută Sfintei Fecioare Maria în aparițiile ei, deseori o vedem cu rozariul în mână și o vedem că îi îndeamnă pe cei care o întâlnesc să se roage rozariul. Nu ar fi Cacica dacă nu ar fi privegherea mariană și, așa cum spuneam și în intervențiile noastre de astăzi, cumva orice sărbătoare mare trebuie pregătită cu o veghe, așa cum ne pregătim la Vigilia Pascală pentru Sfintele Paști, așa cum suntem obișnuiți poate cu procesiunea și cu toată sărbătoarea dinaintea Rusaliilor. De ce seara, de ce noaptea înainte de o mare sărbătoare? Ce rol are toată această atmosferă până la urmă? Creștinii, la începuturile timpurilor, de fapt, sărbătoarea Învierii este prima sărbătoare pe care au trăit-o credincioșii și ei erau noaptea dinaintea, iată, sărbătorii Învierii cu făcliere aprinse și așteptau această sărbătoare. Era o noapte de priveghere, așa cum avem și noi sărbătoarea Învierii, dar de la acest exemplu, diferitele sărbători, iată, au o vigilie, au o seară, au o noapte care pregătește sărbătoarea. Oricum, este un moment emoționant, pentru că în noapte e un sentiment deosebit atunci când ne rugăm cu toții Fecioara la munte, această cântare care răsună în toate sanctuariile și cu Sfântul Rozariu în mână, cu lumânările care se înalță către cer, o priveliște, o imagine deosebită care putem să spunem că ne pune și pe noi în această atmosferă, inimile noastre, asemenea celor făclii, asemenea lumânărilor, se înalță către Dumnezeu și către Sfânta Fecioară Maria. Chiar am fost îndemnați, sau mai bine zis, cei de acasă au fost îndemnați atât de către Părintele Rector al Sanctuarului, Părintele Anton Mărândescu, cât și de preasfințitul nostru Iosif Păuleț, episcopul diecezei de Iași, ca și de acasă credincioșii să se obișnuiască sau să încerce să trăiască acest moment ca și cum ar fi aici, și anume cu o făclie aprinsă, cu o lumânare aprinsă, încercând să cânte, să se roage, ca și cum ar fi aici la Cacica. Îi invităm așadar, vă invităm, dragi ascultători, dragi urmăritori, pe pagina noastră de Facebook, pe pagina noastră de YouTube a Episcopiei, dar și a Sanctuarului, să faceți acest lucru, să încercați să faceți liniște în inima, în casa dumneavoastră, pentru a trăi această priveghere mariană din toată inima. Și bineînțeles, ca la orice priveghere, vom asculta din nou un cuvânt de învățătură, o nouă predică
ținut, după cum știți, de părintele Iosif Antilii, părintele predicator al hramului de anul acesta, părinte profesor de teologie biblică la Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iași. Dacă e să ne reamintim însă din experiențele noastre, să spunem așa, și vă întreb pe dumneavoastră, părinte Adrian, cum era privegherea mariană când veneați ca simplu pelerin, tânăr, poate copil, de ce nu, înainte să trăiți acest lucru ca o vocație? Prima mea experiență a fost atunci când aveam 14 ani, în 1997, atunci când am și reușit la seminarul mic din Bacău, m-a luat o mătușă la acest pelerinaj și mulțumesc totdeauna, mă gândesc cu drag la acel moment, pentru că m-a luat pur și simplu alături de ea și nu știam eu atunci cum e cu pelerinajele, dar cert este că am simțit pentru prima dată această atmosferă tocmai de apropiere față de Dumnezeu, față de Sfânta Fecioară Maria, tocmai la o astfel de procesiune, cu luminile acestea, cu rugăciunea Sfântului Rozariu, acest rozariu, această rugăciune atât de plăcută, Sfântă Fecioară Maria, care de fapt rememorează misterele lui Iisus Hristos și ale Sfintei Fecioare Maria, și cu fiecare bucură-te Maria, ne apropiem mai mult și ca și cum îi spunem de fiecare dată Sfântă Fecioară Maria că o iubim. Și hai, Alexandra, nu știu cât mai avem, mai sunt câteva minute, să lansăm și o provocare pentru cei care ne privesc. Haideți să faceți o fotografie cu lumânările pe care le aprindeți cu această ocazie, la această priveghere mariană, și să le postați pe pagina de Facebook, la comentarii, nu neapărat în timpul rugăciunii, ca să nu distragem atenția, dar după ce, spre sfârșitul, la sfârșitul acestei privegheri, să postați, să încărcați aceste fotografii cu lumânările pe care le-ați aprins și dumneavoastră. Iar noi le promitem așadar că vom face câteva fotografii de aici, de la lumânările pe care le vom vedea. Le spunem ascultătorilor și celor care ne privesc de acasă că deja s-a umplut aici esplanada din fața sanctuarului. Sunt foarte mulți pelerini care au venit pentru Sfânta Liturghie din această seară, dar și pentru privegherea mariană. Deja fiecare și-a procurat, cred, o lumânare și se pregătește pentru acest moment deosebit. Este un an cu o vreme foarte bună, cumva aș spune ciudată pentru un astfel de pelerinaj, pentru că de obicei fie ploua, fie bătea vântul, fie erau diferite intemperii. Acum este o vreme foarte liniștită, calmă, foarte calmă, cumva parcă ne pregătește pentru ce va urma și ne predispune la rugăciune până la urmă, cred. E un calm care ne invită și pe noi să trăim această rugăciune. Avem imagini, cei colegii noștri din regie, Eduard Lucaci, deja ne arată și câteva imagini din piața Sfântului Ioan Paul al II-lea, de la cărui naștere se împlinesc anul acesta 100 de ani și ne pregătim. Sunt voluntarii cu făcliile gata să fie aprinse pentru a conduce această procesiune cu statuia Sfintei Fecioare Maria în acest calm despre care vorbeai tu, Alexandra, și îi invităm pe toți cei care ne privesc să intre în atmosfera, în calmul acesta de la sanctuar. Oamenii se apropie, eu sunt uimit, dacă mă uit în stânga și în dreapta, în piață, oamenii au venit, spunea și Preasfințitul Iosif Păuleț că e peste așteptări, pentru că noi nu am promovat foarte mult acest pelerinaj, nu l-am promovat ca pe un pelerinaj, dar ca pe un hram, o sărbătoare a comunității. Oamenii simt nevoia să fie în preajma Sfintei Fecioare Maria, să-și spună oful lor, să încredințeze viața lor, să încredințeze familia și să-i ceară bunului Dumnezeu forța, harul de a merge mai departe.
Și cumva cu aceste gânduri, cu siguranță fiecare dintre noi a venit la această priveghere sau s-a pregătit pentru această priveghere de acasă. Vă invităm să lăsați ca această liniște, acest calm să dureze pe tot parcursul acestui moment de rugăciune, să facem liniște în sufletele noastre, să primim cuvântul de învățătură pe care îl vom asculta ziditor ca de fiecare dată, dar și să ne rugăm. Cu siguranță fiecare dintre noi are pentru ce mulțumi, pentru ce cere, de ce nu pentru noi, dar și pentru ceilalți, pentru că ne învață Sfânta Fecioară Maria să ne gândim și la cei din jurul nostru și de ce nu să oferim toată jertfa noastră, cei care sunt aici, jertfa pe care au făcut-o de a parcurge acest drum, iar dumneavoastră de acasă, jertfa de a nu fi prezenți poate în acest sanctuar atât de drag inimii dumneavoastră și până la urmă să ne fie tuturor de folos. Nu ne rămâne decât să căutăm lumânarea aia pe care să o aprindem și să participăm împreună la această priveghere mariană, să căutăm rozariul, să-l scoatem din buzunarele noastre și să fim împreună unii cu alții și cu Măicuța Domnului și să înălțăm rugăciunea noastră spre cer. Lăuda să fie Iisus și Maria!